Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, dacă ați urmărit seria de Dying Light 2, probabil că știți că am menționat de Mirror's Edge de câteva ori de-a lungul seriei și am spus că băi, este unul dintre jocurile pe care nu le-am jucat mai deloc, nici pe ăsta, nici pe Catalyst, care ăla știu că e ceva prequel pentru toată treaba asta din Mirror's Edge. Acum nu știu care e povestea, nu știu care e treaba, știu că atâta pot zic că este unul dintre jocurile mai semi-iconice, fiind printre primele jocuri de acest gen și de acolo cumva totul a dat-o într-o altă direcție. Dar mereu când am vrut să joc Mirror's Edge, sincer, ceva cred că m-a oprit, în sensul că ori apăreau alte jocuri, ori n-am avut timp, ori pur și simplu nu aveam cheful necesar de așa ceva. Și am zis, bă, bere, hai să vedem care treabă cu jocul ăsta până la urmă, să văd cu ce se mănâncă, că tot ce mi-aduc aminte despre el e super înceață, în sensul că l-am jucat acum foarte, foarte mult timp. Și am văzut că și prin comentarii îmi spuneați unul dintre voi că, băi, Bob, mamă, n-ai jucat Mirror's Edge, ar trebui să joci, că e destul de fain, și mai ales că și Catalyst iarăși e destul de făinuț. Așa că hai să vedem care treabă cu el. Cum am spus, nu mai ții minte mare brânză din ce am jucat eu. Știu că am jucat până într-un punct anume și cam atâta. Un punct anume gen 15 minute sau ceva. Oh, shit. Am mutat de aici. Dar cum o cheamă pe fata asta? Mi-aș aminte cum este jocul. Most didn't realize or didn't care and accepted them. Ok. They chose a comfortable life. A, asta zic, parcă zic că e situația din China când ne urmăresc ăștia cu camerele. Ce muzică chill pentru o imagine așa brutală. The Edge, The Mirror's Edge. Mama, a dat title drop-ul direct. Zic că merită un like pentru asta, buzi. Runners see the city in a different way. You see the flow. Ah, fatal chema. Rooftops become pathways and conduits, possibilities, and routes of escape. The flow is what keeps us running, keeps us alive. Drăguț. Sunt curios cum arată jocul, pentru că știu că are ceva vârstă. Oh, shit. De 2008, parcă. Check out these new training grounds, pretty slick, huh? So let's not run around duty, so get to her and just go with the flow, okay? Ok, singur lucru care chiar nu e care nu e upgradat, să zicem așa, deși are opțiuni de 2K, e faptul că jocul are astea, elementele de meniu super low quality. Se vede că totuși că e un joc din 2008, când maximul era cred că 1080p acceptabil, dar cred că i-a făcut și ceva pe să accepte 1440p. Bă, nu știu. Momentan n-arată rău, basic controls astea ne-am prins. Ok, de, vizual vorbind, e un joc chiar destul de ok, adică chiar e comparabil și cu chestiile apărute din ziua de azi, dacă e să o întreb pe mine. Ok, shift-ul nu e sprint. Ata trebuie să știu. Mamă, dar e o chestie foarte gravă, e faptul că îmi sparge urechile, bro. Deci nu știu ce e acolo, ce se petrece pe ideea asta, dar... Can't hear you. Maybe if we had a better signal. Dar urechile alea mi-au plecat la vale. Ok. Nu prea am avut foarte multă viteză. A, îți highlightează cu roșu până ar trebui să te duci. Că avem un prieten aici. Oh, bună. Hi Faith, welcome back. Mă, că asta n-ar arăta joc de 2008. Bine, ce drept, e și cam greu să mai simți diferența la anumite jocuri după o perioadă. Pentru că diferențele de grafică sunt din ce în ce mai mici, decât dacă te referi la niște jocuri de alea super omega AAA. Atunci simți diferențele. Am o nevață wall running. Bă, dacă vrei să facem o serie cu el, că nu cred că e foarte lung. Oh, doamne. Nu cred că e foarte lung jocul. Putem să facem o serie cu el și putem face și pe celălalt, știi? Ah, voia să sar peste. Ok, scuză-mă. Putem să facem și pe Catalyst. A, nu trebuie să intrăm acolo? Ah, move to the red door cu click-ul. Ok, boom. Yo, what up? Mamă, e echilibristică. Adică pe mine nu mă deranjează, că așa nu prea avem ce să mai filmăm în perioada asta. Oh, oh, oh. Aștea să pun Final Fantasy, dar știu sigur că nu vă place așa tare. Măcar să fac și o chestie care să vă placă. Mamă, dar e un brightness să mă bată gușterii dacă nu mă rupe la ochi. Stai, frate meu, că mi-ai spart ochii. Deci când vezi atâta alb, nu mai știi ce cu tine să fiu dacă nu, mamă. Deci brightness-ul ăla e la un alt nivel, băieți. Asta vă zic. Save.
Dă-te, hai. Stai mă puțin că ea s-a prins de alb. Albul n-ar trebui să funcționeze, nu? Ok, stai. Bro, what? Dar am sărit direct și nu mi-a pus prima dată săritura și apoi am încercat să mă balansez și să fac chestia aia cu... Băzdâcul, da, să zicem, hai că... Hai că da, oh fuck. Dă-mă leacă de vânt. Hup. Bro, what? Mamă, și te forțează să vezi toată chestia asta. Râs de mine. Aș da skip training, dar... Știu că nu e idee bună, că poate mai târziu sunt chestii de care nu știm. Ok. Mie și mă gândesc că Mirror's Edge Catalyst ar trebui să arate și mai bine, ținând cont că e și mai, și mai vechi. Adică e și mai vechi, doamne, e și mai nou, ce prost, doamne. Abia m-am trezit, îmi cer scuze, sunt o leacă mai mahmur de somn. Bro, unde ne ducem? Hold the fuck up. Where are we going? Grab the ledge. Ah, și să mergem așa. Ok. E, cred că și-a permis băieții să facă jocul super grafic pe vremea aia, pentru că totuși alte elemente n-aveai decât de alerga. Bă, da. Are niște chestii așa ca să-ți rupă ochii, dar bine, le zici că te joci un flashback în continuu. Simte puterea a 1000 de sori. Ok, what the fuck? Stai mă, cum? Păi, na, asta am făcut. Asta s-a apăs Q. Mă, și poate joc de mine. Cred că jocul ăsta e mai complicat decât pare. Cum mă, dar am apăsat Q? Deci citesc că aia mai bine, că ceva nu e în regulă. Q și Space, cred că în același timp. Deci stai așa, hai să vedem. Space, Q, S. Oh, quick three presses, ok. Aia a fost, nu? O, nebună. Mamă, dar m-a dat gata, frate, cu treaba asta, atâta vă zic. M-a dat rău gata cu asta. Dar e totuși alea că parcurul mai seminatural față de ce în Dying Light 2, că uite, de acolo porniți să discuțești cu jocul ăsta. Damn. Acum noi trebuie să luăm pe acolo. Space to zipline and grab it. Ok, deci se apucă automat de zipline, măcar atâta. Left shift, dismantle, yoink. Au plecat și picioarele mele. Ăștia e o leacă mai devreme. Ok. Ne-am dus și noi puțin cam aiurea. Mă gândesc că poate Catalyst e o leacă mai bine făcut, deși știu că era o perioadă, acum nu știu dacă mai mi-aduc bine aminte, dar parcă Catalyst nu era așa de bine văzut. Parcă după ăsta. Și e un prequel, sau habar n-am ce. Uop. Băi, stai puțin, ce? Ah, când sar să-mi ridic picioarele, să apăs shift. Ah, mamă, câte elemente trebuie să ții cont. Bro, what? N-are niciun sens. Ah, trebuie să dai fix când e jos, mă. Scuză-mă pe mine, el nu mi-a specificat acest aspect cum trebuie, domnule joc. Stai că m-am dus greșit. Toate chestii pe care ori nu le înțeleg eu bine, ori nu știu. Hamă, așa. Ia zi, bre. Bătaie? Știu că trebuie să învățăm parcă și bătaie. Okay, și prea multă bătaie în jocul ăsta nu o să avem decât alergat. Mouse-ul nu te punch. Nice. Oh, whoops. Oops. Nice. What the fuck, ok. Hai, sună complicat. Let's run through some weapon disarms, just in case.
Că da, mă, e cu d-astea. Că nu împușcăm noi sau ceva. Hai și împușcăm. But don't hit, let's drop the weapon. I'm sorry. Gata. Remember what I taught you, Faith. Isolate them. Fight them one at a time if you gotta fight. Deci unul câte unul. N-am văzut ce Brad spunea, dar să zicem. Când arma se face roșie. Ok, am înțeles. Man. Ok, that's enough training, ladies. Gotta get to the real thing. Drake's got a job for yourself, so check in with him. Okay. Hey, let me know when you're ready to get going. See you later, Faith. Basel? Play the game, stay here. Cum aleg? Cum aleg? E pe bune. Electronic Arts prezintă. Mamă, ne-am dus, naibii. V-am zic, ce cinematic sec, frate. Nici măcar o bâzeală pe fundal. Ai făcut de DICE? N-aș fi greșit, n-aș fi ghicit, sincer să fiu. Mi-a mirosegi. Bro, te uiți la jocul ăsta, zici că e un indie de ziua de azi, fără doar și poate. Mamă. Ăsta e genul ăla de video pe care le vezi pe TikTok, cu dăștia care se suie pe clădiri și să mă bată tata dacă nu. Te rup, frate. Să ce obții pe mine, mă rup, pentru că eu nu sunt de-astea cu înălțimile. Mamă, hai că am înțeles. O fac și eu pe asta, mă, stai liniștit. Ce vorbești? Și pe asta, e specialitatea mea. O să uit toate elementele și o să mă întreb de multe ori de ce o să mor, dar e ok. Vă zic, de pe acum. Yeah, yeah, I'm sure the birds are real impressed, babe. But once you finish showing off, you think you might concentrate on some actual work? Get Celeste in position for a handoff. You need to get the delivery to her. She'll be near the communication tower ahead of you. Ok, hai că am prins asta. Ce communication tower, ce? Bro, little bro, dar m-ai pierdut. Ăla din față. Ok, movement-ul e fine. Adică după ce ai ajuns să te prinzi puțin, lucrurile sunt mult mai ok. Opa. Am crezut că mă pot sui pe asta. Actually poți. Oh, că trebuie să o împățeava asta de aici. Opa, așa. Mamă, zici că sunt eu tutorialul când ești beat, știi? You're taking your sweet old time, so let's get pissed. She's almost at the comms tower and you ain't. Get moving and give her the bag. Cell will take it from there. Mamă, dar ești culmea. Cine e bobița asta, mă, așa supărat? Și cine s-a căcat în cerealele lui? Opa. Cineva s-a căcat și în cerealele mele acum. Vai, de ce m-am dus de urât. Bro, ce înseamnă asta? Haide, da, tanti. Bă, dar ce cu bloom-ul ăsta că mă rupe la ochi să-mi trag palme dacă nu? Holy Jesus. De ce nu s-a prins de țeava aia? Vezi, dacă eram în Dying Light, nu aveam problema asta. Glumez. Bine, probabil da, n-am fi avut problema asta, că acolo lucrurile te prins ca de omul pe Yangan. Bro, dar de ce nu se prinde? Am ratat eu vreo tasta anume sau ceva? Cred că ratez eu o tastă. Te-ți dau vreun shift sau o chestie? Sau un space, de fapt. Îți dăm un space când ajungem acolo. Bro, de ce nu se prinde? 5 ore mai târziu, băieți, aici suntem în tutorial. Uite, de-aia nu m-am mai jucat tot jocul. Gata, am aflat răspunsul. Motiv pentru care Bobo Spider nu s-a jucat Mirror's Edge. Uite răspunsul. Frate, ce se întâmplă? Am ratat eu ceva. De ce nu se prinde? Oh my god. Hai că da. Bro. Așa, am dat și click-uri și space-uri.
Cred că Space era de fapt. Trebuie să crezi, bă, dacă nu credeți, atunci nimeni nu o să reușească. Wires are fizzing about you, Faith. Sounds like some blues are headed your way. News chopper tipped them off. Păi și stai, frățică, unde mergem acum? Ah. Oh, whoops. Bro, ce Dumnezeu? Azic. Ok. Oh, geanta. Ok, rare finds. Ah, sunt alte genți, sunt collectibles astea. Ia uite, că s-ar putea să fie niște bărbați de ăștia pe aici. You should always try to get away from hostiles. Da, frate. Hey, drop the bag and put your hands where we can see them. Shee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 e
crazy. Get out of there. I'm passing Celeste. You there, Sal? Mama, dar când face trecerea asta cu Bloom-ul, mă rupe, frate. La ochi. Cred că am mușcat puțin de marginea aia de bloc. Sa, boys. Ok, am vrut doar să-i văd o leacă așa, de-aia am dat cu asta. Oprește, bă! Cerc. Mă, dar au făcut ținta asta așa minusculă și trebuie să vezi dacă se face albastră, ca să-ți dai seama că n-ai slow mode. Bom. Bom. Oh, nice. Whew. Am crezut că e ceva aia. Mamă. Blue's ahead. You're gonna have to get through him. Unde? Cine? Oh, aia. Ok. Nu știu dacă o să reușesc să trecem de ei. Nu știu cu modul ăsta de oprire. M-a spart. Ok, jocul e greu. Ok, jocul e greu, pe chestia asta e grea. Holy Jesus. Am să-i ocolesc. Dar n-au fost băieții la țintire. Tot pe aici. You ready, Sam? Yep, I can see safe now. Easy. Hai zi, frate, dă-mi o armă. Au apăsat R din greșeală și am zis că e reload-ul, ce prost. Get to Celeste. There are more blues on the way. Poți să-i împușc? Come on, Faith. CP up on Intel. Hey, throw me the bag. Un yoink. Okay, I got it from here. Okay, they're playing rough cell. I'll be fine. Get out of here. Ce? Yo! You gotta get off that roof, babe. Don't care how you do it, just do it. Bro, oh, stai așa. Aia era. Când te prinzi și te arunci și dai acolo și cu dălea, da. Well, the Max Payne moment. Merc, Lair. Să ce Lair mai cu ei. Oh, ce cinematice. Going to see Poe
Pope. Robert Pope. Taking a statement on that break-in last week? Yeah, anyways, it's 56 West Arlen Drive. Tell Lieutenant Miller. Copy that. I'll relay the message, Officer Connors. Thanks. Connors out. Hello, sis. You there, kiddo? Hey, Mark. I bet you're listening to the chatter. You know me. We'll try and get some sleep. It's been a rough day. Gonna put the word out tomorrow. See why those blues got itchy trigger fingers. I'll drop by later, okay? And don't chuck that pizza. I like the topping. Matured. Yeah, I know. See you, Mark. Sunt leacă confuz în legătură cu plotul în sine, dar e ok. Shots fired. All units proceed to 56 West Arlen Drive immediately. Proceed with caution. Kate! Oh, rip. Where are you? Îmi place cum cineva cele astea făcute, apasă random pe taste când zic că e ceva. Dă-o și pe ăsta. Hey. Merc. You off? Just get on comms and track me. Shit. Mergem să salvăm pe Kate asta sau cine-o fi. E sorsa parcă. Almost there. Well, anytime you'd like to tell me where there is and what the hell you're doing, feel free. It's my sister. Uh-huh. Okay, I'm gonna see if I can figure out what's going on. Give me a sec. Bro, cum a spus, pentru un joc din 2008, sau cât o fie așa, da, 2008, arată bine. Are, da, niște chestii așa ce-i dă vibe-ul de old school, în sensul că ai problemele astea cu bloom-ul care te seacă, ce bloom nebun aici, așa. Dar ăsta arată bine și chiar e destul de fenuț. Cum am spus, boys, dacă vreți să vedeți o serie cu jocul ăsta, pe mine nu mă deranjează. Adică nu e ca și cum am altceva important de făcut în perioada asta în legătură cu jocurile, că nici indie-uri nu prea avem interesante de jucat, deși poate găsesc eu niște chestii, că am câteva planuri. Așa că dacă vreți să vedeți o serie cu jocul ăsta, știți foarte bine ce vreți să fac, nu uitați, dați like, subscribe și comment. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!